Înțeles, dar era la nivel național sau Da, era a doar fost la pentru nivel, litoral nu, a ceva? fost la nivel național, au participat fete cu care încă mai țin legătura din majoritatea orașelor țării. Cursul, adică concursul, a durat 10 etape. Am constat în 10 Da, probe de concurs sau 10, 10 nu, 10 etape etape? în fiecare săptămână. Am înțeles, deci pe 10 și 10 săptămâni s-au Da, întins. da. A fost un concurs greu, de Da, eu am uzură, bănuiesc. participat în ediția nouă, Am înțeles. câștigând această ediție, după care am mers în finală, câștigând... Deci câștigătoarele celor 10 Da, etape au avut o finală. Da. Și acolo? Iar în finală am câștigat Miss Eleganța. Miss Eleganța, cam locul al patrulea, al treilea, al cincilea, cam al patrulea, cum era al patrulea. Catalogat. Foarte bine, nu? Din 10 da, finaliste. Și deci eram cred și că foarte mică, aveam 15 ani. Deci atunci ai dat piept cu succesul pentru prima dată. Da, ca să Al spun, doilea da. Mare succes când a fost? Al doilea mare succes a fost concursul Miss World România. Și alte concursuri au mai fost la care ai mai câștigat experiență? În care nu am mai participat, n-ai mai la alte concursuri de Miss, însă am mai participat la o mulțime de alte evenimente. Cum ar fi? Cum ar fi tot felul de prezentări de modă în țară. Mă refer pentru că, fiind minoră, mi-a fost greu să plec. Și fiind și la școală, am spus că trebuie să-mi termin prima dată studiile, pe urmă, în timpul liber, să fac și modelingul, pentru că școala este mai presus de orice, din punctul meu de vedere. Apropo de școală, știm că faci parte dintr-un colectiv de elevi și cadre didactice de elită al județului Bistrița-Năsăud. E vorba de Colegiul Național Liviu Rebreanu. Da, așa este. De la ce vârstă ai intrat la acest liceu și cum faci față standardelor impuse de cadrele didactice și mai ales de copiii care merg acolo? Că o știm cu toții așa bine, este, concurența adună este cam spuma foarte acestea mare, în acest da, județ. Da, așa se spune și așa Deși și este. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta e de mulți ani da, rămasă. Aceasta este eticheta. Eticheta liceului, da, Colegiului da. Național Liviu Rebreanu. Deci când ai luat contact cu acest liceu? După terminarea clasei a 8-a, am intrat la acest liceu. La ce profil? La profilul istorie, științe sociale, intensivă engleză. A fost concurență? Da, a fost o concurență foarte mare și în final am intrat. Unde ai făcut clasele 1-8? La Școala Generală Budacul de Jos. Și... iarăși, există niște prejudecăți. Copiii de la țară, în general, da, așa se vin spune, cu medii mari, dar bagajul informațional cu care vine la oraș nu este întotdeauna arătat, reliefat de note. Știți la cum tine este? Cum a în fost? Timp se demonstrează anumite lucruri. Eu, de exemplu, am demonstrat că nu este chiar așa cum se spune. Am intrat cu o medie foarte mare. Cam cât? 9,63, cred că. Într-adevăr, foarte mare. Am învățat foarte mult. Și este normal dacă înveți și muncești, este normal să ai și rezultatele pe măsură. Indiferent că vii din oraș Indiferent, sau vii dintr-un capăt de județ, dintr-un nu cătun. Nu contează, toți suntem egali. Manualele sunt aceleași pentru toți. Da, da, aveți dreptate. Fiecare și învață. Și cum te-au primit colegii tăi? Erați mulți veniți din zonele rurale ale județului? Erau mulți din oraș? Care e colectivul clasei? Sunt și elevi din afara orașului, sunt și elevi din oraș. Toți suntem egali. După ai simțit cum vreodată, spus. Te-ai simțit inferioară față de cei de la nu oraș? Adică niciodată. Aveau ei fițe dintre astea, că vin îmbrăcat de firmă și tu să fi simțit așa vreodată că poate părinții tăi nu pot să-ți asigure sau poate n-a fost cazul să-ți niciodată. Dorești să fii la nivelul lor, că știi că se poartă și sunt mici răutăți dintre astea. În clasa nouă încă nu ești chiar foarte, foarte posibil maturizat. Posibil să fi fost, însă eu nu mi-amintesc ceva anume, pentru că eu am încercat să nu văd această latură. Eu am încercat să-mi văd de lucrurile pe care le-am de făcut, să-mi văd de învățat și să fiu cu minte. Ți-ai găsit prieteni, da, că din clasa da. Nouă ești o fire sociabilă din câte observ, deci nu cred că ți-a fost foarte greu. Nu mi-a fost deloc greu. Mi-am găsit foarte mulți prietene cu care mă înțeleg foarte bine. Ai o prietenă așa foarte bună cu care din clasa nouă ai rămas în continuare și cu care... Am mai multe prietene mai cu multe. Care am rămas din încă clasă, din clasa nouă, da. Deci ai. Da. Atunci te rog să le salut, stăiți în cameră și să le transmiți un mesaj așa, cum până vă nu uităm. Vă salut și vă doresc mult succes, adică să avem mult succes la examenele care ne așteaptă. Da, pentru că tot ești în perioada aceasta și vorbim acum despre școală, știm că este pe febra examenelor de bacalaureat, un examen foarte important pentru da, toți examenul cei de care maturitate, termină cum se spune. Un liceu.
Povestește-ne puțin despre câte examene sunt acum la bacalaureat, la liceul la care ai terminat tu. După cum cât ai dat, câte mai ai, ce nu te-ai obținut? După cum bine știți și dumneavoastră, programa s-a schimbat. Am avut probele orale la limba engleză și la limba română, competențele digitale la informatică. Rezultatele pe care le-am obținut sunt calificativul experimentat. Este maximum, da? Da. Ce acum se... La toate trei? Și engleză și limba română? La limba engleză încă nu mi s-a afișat. Chiar luni și marți am avut proba scrisă la engleză și proba orală marți tot la engleză. Am înțeles. Și experimentat până aici? La experimentat limba română, oral, la limba română, da. Oral, și la înțeles, informatică. Competențele lingvistice. Asta e un singur examen, nu este și oral și nu, pe calculator, proba practică. Proba practică. Am înțeles. Și ce examene mai ai de susținut? Mai am, și până când? Continuă calvarul? În perioada de 28, din 28 până în 4 iulie, voi susține examenele la limba română. Scris? Da, așa. Sunt examene scrise, limba română, istorie și geografie. Fiind profil de istorie, voi opta pentru istorie. Am înțeles. Și te simți pregătită? Da, mai înveți și zilele astea mai întărești, să, acum da. Tăbăcești informația, încerc cum se spune. Încerc acum să consolidez tot ce bazele pe care le-am pus până acum. Acum am înțeles. Din câte observ, nu ai examen la matematică. Nu, pentru că eu sunt la profil uman. Deci acum, iată, mulți se temeau pe vremea mulți mea se temeau de că matematică nu o să luăm 5, 6 era... Cred că și acum tot media 6 e obligatoriu, indiferent ce notă e, dar nu mai puțin de 6 media generală, nu ceva nu de genul acesta exact. Sau nu mai știu. Nu știu. Cred la tine că da. Nu a fost calvarul acesta și te întreb, cu matematica cum te-ai descurcat în liceu? Foarte bine, dat fiind faptul că făceam 2 ore de matematică pe săptămână. Dar totuși știi că profesorii bine, de la Liviu Rebreanu sunt foarte exigenți, da, la matematică. Da, sunt foarte exigenți. Pe cine ai avut profesor? Pe domnul Cosic. În domnul clasa anuală am avut pe domnul exigent. Angel. Așa. În clasa 10-a și a 11-a pe doamna Buta, Florica, iar în clasa 12-a pe domnul Cosic. Ai o memorie foarte bună, deci așa... Bine, da, rețin e foarte normal. Bine datele, și la numele. De istorie. E foarte important. Te-ai gândit vreodată să-ți faci o carieră din istorie sau geografie sau științele umane? Da, nu știu, da, să știți. Vreau să merg tot pe profilul pe care l-am urmat și până acum. Aș dori să dau la facultatea de drept și... Sper să devin o judecătoare. Deci vârful. Sau un notar. Deci nu vrei să te oprești la avocat sau jurist? Să ai vrea să ajungi judecător sau procuror? Jurist, judecător, procuror sau notar. Și notar te-ar atrage? Da. Am înțeles. Da, e o meserie bănoasă, dar bănuiesc că nu datorită banilor neapărat. Nu, te atrage domeniul acesta? Îmi place. Ești o fire care vrei să împarți dreptatea? Da, da. Și asta aș vrea să urmez. Mi-ar plăcea să merg și la actorie, însă pentru început am să optez pentru facultatea de drept. Bun. Gata cu întrebările așa, prin învăluire, mergem în concret acum, nu în meandrele concretului și aș vrea să ne spui câte ceva despre frumoasa istorie pe care a început atunci când a început concursul Miss World România, da? Așa se numea. Da. Și în care tu ai aflat, cum ai aflat acest concurs, unde s-au ținut, emoțiile, după cum v-am spus, istorioara am participat aceasta. La mai multe evenimente. Am intrat pe site-ul celor care organizează concursul Miss World România și m-am înscris împreună cu încă câteva prietene. După, deci câteva site, zile, efectiv, da, după câteva zile am fost, eu oricum am fost văzută de către organizatorii de la Miss World România, la evenimentele la care am participat, însă eu nu știam cine sunt. Este normal, în lumea modelingului toată lumea se cunoaște, mai ales cei care organizează diferite evenimente și manifestări. Am fost sunată în data de 1 septembrie de către organizatorul Miss World România. Vorbim de 2008 către domnul... sau 2009? Nu, 2009. Anul trecut, în da, 1 repede, septembrie. Da, foarte repede, întâmplat toate, da. Și Miss România în țară și da. World... Așa, ai fost sunată? Da, din păcate am avut puțin ghinion pentru că dacă se organiza mai repede, aveam mai mult timp pentru a mă pregăti. Dar oricum eu spun că a fost bine, sunt mulțumită de deci ceea ce am realizat. Deci ai fost sunată? Unde s-a ținut? Am fost sunată în data de 1 septembrie pentru...